Împărățiile se clatină și caută să-și surpe temeliile unele altor, ca să le doboare pe la spate pe cele slăbite de vlagă și să se înalțe pe prăbușirea lor alții care se cred puternici. Și ochii mei văd ce se petrece. Fac protocoale pe care apoi le încalc, le nesocotesc și nu țin seama de ele. Înalță legi la locuri de cinste pe care apoi le anuliază și își fac din ele scări pentru atingerea unor interese. Și totuși, în toată această frământare, vor cădea de acord, vor conlucra într-o singură direcție. Să vâneze pe cei ce poartă numele meu, zice Domnul. În aceasta vor cădea de acord neamuri și popoare, împărății și guverne. Și vor face un plan de bătaie ca să-i doboare pe cei ce poartă numele meu și să-i coboare în țărână înainte de vreme. Dar mă ridic apărător, zice Domnul, și voi duce această veste mai departe, să se unească inimă lângă inimă și să ceară protecție dublată peste familie, peste corturile voastre, peste locașurile de închinare, peste voi ca și persoane și indivizi, numărați în ceata izbăviților. Pentru că vor fi faze de război deschis în care protecția mea și numai protecția mea va păstra viața și în omul dinăuntru și în omul de afară. Și apoi vine o perioadă finală în care li se îngăduie să-și pună în aplicare planurile. Și unii mă vor cinsti cu viață de martir, pentru că asta e încheierea lucrurilor însemnate în schița și taina planului meu de lucrare. Dar pentru vremea ocrotirii veți fi ocrotiți. Pentru vremea îndurării va fi întins cort de apărare peste voi. Duceți această veste, că e vremea în care trebuie bătut la poarta îndurării și fiecare să ceară un astfel de cort de apărare. Că nu-i vremea încrucișării brațelor în nepăsare, ci vremea în care fiecare să-și trezească Duhul și să se pună pe treapta mijlocirii. Amin.